și Măruță. Andra, te iubim! Mă iubesc! Niciodată să nu spui niciodată! Să auzi ce nu auzi când îți vorbesc, să simți ce nu simți. Andra, te iubesc! Te iubesc! Te susținem, Andra! Mii de spectatori, copii, bunici și părinți au venit la al doilea concert la Sala Palatului semnat Andra. Au fost 3 zile cu casa închisă, iar fanii au trăit magia Aievea. I-a ascultat toate piesele? Toate piesele, și când mă scol dimineața și când ajung seara acasă, toate piesele, fiindcă iubirea schimbă tot. Am venit să o văd pe Andra, pentru că mi-am dorit de foarte multe ori. De câte ori eram în Los Angeles, vedeam că ține concertele astea minunate și mi-am dorit tot timpul să fiu aici, să o văd live, pentru că e absolut senzațională. Uite, mi se face pielea de găină când mă gândesc. Abia așteptăm, nu, mami? Abia așteptăm să o vedem. Ați făcut așa vreun lucru nebunesc pentru Andra? Da, ne-am făcut toate breton când și-a pus și ea. Noi ne-am tuns, ea a avut doar o perucă și a fost atunci o nebunie așa. Am venit la pasiunea Alexandrei. Andra, o iubește? E pasionată, da, cântă odată cu ea, știe melodiile, știe tot. Nu puteam să lipsesc pentru că vin la cea mai bună voce din România. Nu spun eu că e cea mai bună, spun oamenii și miile de oameni care vin să o vadă pe Andra în această seară. Nu-mi place să vin cu așteptări, pentru că îmi place să fiu surprinsă, dar cu siguranță o voce de nivelul Andrei nu poate să fie decât o surpriză foarte plăcută. Andra, știu ce poți. Ne place foarte mult de fiecare dată când venim la Andra, pentru că are o voce excepțională. Ce înseamnă Andra pentru dumneavoastră? Sufletul meu. Și direct pentru ea un mesaj pentru seara asta? Te iubește tata. Pe scenă a fost extraordinar, ca de obicei. Suntem pe scena Sălii Palatului, ar fi culmea să fie urât sau... Și plus că suntem lângă un super artist, cum e Andra, o voce extraordinară. Am auzit că astăzi mi-au venit toți prietenii aici la Aievea, așa-i? Păi atunci spun bună seara! Am avut dreptate. Nu trebuie să vă fie rușine, dragi prieteni. Că doar am venit la Aievea, am venit să ne simțim bine, să cântăm, să dansăm, sunteți invitații mei. Să nu uitați să trăiți clipa! Fiecare moment viața e scurtă! Dintr-o serie de 9 artiști invitați de către Andra pe scena Sălii Palatului, primul care a urcat alături de ea într-un decor mirific a fost Connector. Cum a fost pe scenă? Hai. Energie multă de la public? Superb, superb. Energie multă de la public, dar are și... un strop de magie toată seara asta, are ceva de poveste, ceva special. De ce? E Aievea. E special pentru că e organizat foarte bine, tot e atât de bine pus la punct, dar în același timp mi se pare cea mai tare combinație de cifre și culori spectacolul ăsta. E o onoare pentru mine să cânt cu cea mai bună voce din România la un spectacol atât de grandios. E onorabil, mai mult decât onorabil. Te-ai invitat în concertul ei, care au fost primele sentimente care te-au încercat? Trebuie să recunosc, eram la un concert al lui Damian Drăghici la TNB și m-am întâlnit acolo în backstage cu Andra și îmi zice Cătălin, uite că am vrea să te invităm pe 23, 24, 25 la Sala Palatului, concert, una alta, și eu eram
Da, mulțumesc. Mă uit la Lena, Lena, care e mereu cu mine, mă uit la Lena. Da, mulțumesc. Foarte sensibil. Irina Rimes! Am făcut mare plăcere să vin cu tine. Și pentru că se apropie 1 martie, Andra l-a avut pe scenă pe Banto dos Santos, care a făcut un număr de capoeira. Și ca să se bucure doamnele până la capăt, pe scenă a urcat și Alex Velea. Da, a fost foarte bine, dar nu vreau să mă laud, a fost foarte frumos. Multe emoții mi-au spus. Întreg evenimentul a fost extraordinar, e o mândrie că am făcut parte din distribuție. Andra e un monument al muzicii. O apreciez de când sunt copil, suntem prieteni, de când suntem mici, de când suntem puști, și cu ea și cu Cătălin. Și repet, e o onoare și o mândrie să fiu astăzi seara aici. Felicitări pentru ce ați făcut. Aiebea! Mulțumesc frumos! Dragii mei, familia înseamnă iubire și așa trebuie să o păstrăm. Și sunt onorat și am fost onorat să cânt această piesă alături nu numai de o voce extraordinară care este Andra, ci și de o mamă extraordinară pentru care familia rămâne pe primul loc. Felicitări, Andra! Bucurați-vă în continuare de ea! O artistă superbă! Mulțumesc! La revedere! Am ajuns la a treia seară și de fiecare dată a fost la fel de bine și emoționant și... Mi-a plăcut foarte tare, mă bucur că am avut ocazia să cânt și în concertul Andrei această piesă. Andra a ținut să cânte câteva piese ale artiștilor care nu mai sunt printre noi. Prima dată pentru Mălina Olinescu. Într-un costum alb și cu un look foarte elegant, Andra a interpretat o piesă în memoria Laurei Stoica. Cât am dat, tot mai vreau să dau. Cât am luat, tot mai vreau să iau. Să înțeleg lumea cât mi-e ca și vreau să mă promisesc. Cu toată sala emoționată, Andra a interpretat și în memoria Mădălinei Manole. Cel de-al șaselea artist care a urcat pe scenă pentru un duet excepțional a fost Aurelian Temișan. Să facem o mare de lumini? Facem? Și să cântăm un cântec drag sufletului meu, poate cel mai drag, cântec care a dat titlul albumului și spectacolului de anul trecut, Iubirea schimbă... Știi că iubirea schimbă tot. Să încerc să vin. Propunerea aceasta de a
fii parte din concertul ei? Andra, întotdeauna cu mare plăcere. M-am mirat că vrea să cântăm Niciodată să nu spun niciodată și Îngerii. Invitații Andrei au fost și Viorica și Ioniță de la Clejani, împreună cu Taraful. Într-o nouă costumație neagră de data aceasta, Andra a interpretat câteva piese alături de Viorica. Pe scenă a urcat și micuța Eva, ca să fie alături de mami. A fost extraordinar. Publicul a fost minunat, iar Andra, ca de obicei, încântătoare. Deci, jos pălărie. M-am simțit extraordinar. Emoții sunt întotdeauna când urci pe o scenă, cu mai ales un concert atât de bine pregătit și alături de Andra, care este undeva în sufletul nostru, da? Și Andra, și nu numai Andra, și Măruță, da? Ca și copiilor, și familia lor frumoasă. Așa. Facem un test. Cine se simte copil? Cine are suflet de copil? Mâna sus! Am câte o minge, așa, câte un balon pentru cine are suflet de copil. Vreau să văd veselia! În avioane pe cutie, A, B, C, D, E, la început citești pe libere, Un moment extrem de emoționant a fost când spre final Andra a ținut să-i mulțumească lui Măruță că este alături de ea și i-a făcut o declarație de dragobete. Cătălin, știu că nu-ți place să fac asta. Da, așa simt. Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc pentru tot. Un om minunat care este alături de mine. Orice s-ar întâmpla. Te iubesc și mulțumesc bunul Dumnezeu că mi te-a adus în viață. Mulțumesc! Mulțumesc din toată inima că ați fost alături de mine la Iedea. Concluzia acestor 3 zile este că... Este că aș mai face una mâine. Acum, asta mi s-a întâmplat și anul trecut. Când am ieșit a treia zi de pe scenă, am zis cum și s-a terminat. Pentru că e o magie aici, e ceva... Cine vine la concerte înțelege ce spun. Nu vorbesc aiurea, sunt un om care, în general, îmi asum tot ceea ce zic. Și toți oamenii care au participat la Ievea, care au lucrat pentru acest proiect, pentru acest show minunat, ei au cum să vă confirme. Ce s-a întâmplat aici la Ievea a fost magic. Sunt foarte fericit pentru că a fost un spectacol extraordinar. Dar ce am văzut astăzi a fost un spectacol perfect. Și m-am bucurat că Dumnezeu i-a ținut gâtul la Andrei ca să poată să cânte. La final, Andra a mai schimbat o ținută pentru o sesiune de poze și autografe alături de câțiva fani norocoși. A avut parte și de o surpriză, un tort imens pentru cele 3 seri minunate. După toate acestea, a mai avut energie să participe și la o mică petrecere alături de cei apropiați. Avem un tort pe care îl împărțim cu toată echipa pentru cele 3 zile de aici. Concluzia e că am cea mai tare nevastă și cea mai spectaculoasă și cea mai bună și cea mai talentată. Te iubesc. Felicitări! Dacă n-ai o echipă bună, n-ai cum să reușești. Și ăsta e meritul lui Cătălin, pentru că el adună oamenii ăștia frumoși și talentați, care el îi cunoaște, el știe că ei sunt buni și îi adună. Are o magie așa în el. Mami! Mami! Vino cu mine, să pictăm culori, peste cerul gri, din culori noi.
Te iubește, mama.